numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhule Tău. Condu-mi pașii după cuvântul Tău, Doamne, și nu lăsa să mă stăpânească nicio nelegiuire. Fraților, ne recunoaștem păcatele ca să luăm parte cu vrednicie la celebrarea Sfintei Liturghii pe care o oferim pentru odihna veșnică a răposaților Mihai, Maria, Anton, Ludovic, Ion și Bernadeta, iar al doilea preot celebrează pentru răposații Neculai, Virginia, Petru, Ana, Ludovic, Corneliu, Mihai și Toma. Mărturisesc lui Dumnezeu, Atotputernicul, și vouă, fraților, cuvântul cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, ne dură-te de noi! Doamne, ne dură-te de noi! Hristoase, ne dură-te de noi! Hristoase, ne dură-te de noi! Doamne, ne dură-te de noi! Doamne, ne dură-te de noi! Să ne rugăm! Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul ca întăriți prin ținerea postului de 40 de zile și hrăniți prin cuvântul Tău, să-ți fim mereu devotați cu toată ființa printr-o sfântă înfrânare și să devenim tot mai mult o inimă și un suflet în rugăciune prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amen. Lectura de azi este din Cartea Deuteronomului. În zilele acelea, Moise a vorbit către popor: acum, Israel, ascultă hotărârile și judecățile pe care te învăț să le împliniți pentru ca să trăiți, să ajungeți să intrați în stăpânirea țării pe care vă dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. Iată, vă învăț hotărâri și judecăți, după cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți astfel în țara în care intrați, ca să o luați în stăpânire, să le păziți și să le împliniți. Căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi aceste hotărâri și vor spune: numai acest popor este înțelept și priceput, este un neam mare. Care este neamul acela atât de mare, încât să aibă Dumnezeii lui atât de aproape, cum îl avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela atât de mare, încât să aibă hotărâri și judecăți atât de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Numai fii atent la tine și păzește-ți cu grijă sufletul, ca să nu uiți lucrurile pe care le-au văzut ochii tăi și ca să nu-ți iasă din inimă în toate zilele vieții tale, și să le transmiți fiilor tăi și fiilor fiilor tăi. Cuvântul Domnului. Preamărește-l, Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău. Preamărește-l, Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău. Prea
mărește-le Ierusalime pe Domnul, laudă-l Sioane pe Dumnezeul tău, căci el întărește zăvoarele porților tale, el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. Preamărește Ierusalime pe Domnul Dumnezeul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite cuvântul pe pământ, cuvântul lui aleargă cu ițeală mare. Preamărește Ierusalime pe Domnul Dumnezeul tău. El îi face cunoscut lui Iacob cuvântul său, lui Israel hotărârile și judecățile sale. El n-a făcut așa cu niciun alt neam și nu le-a făcut cunoscute judecățile sale. Preamărește Ierusalime pe Domnul Dumnezeul tău. Cuvintele tale, Doamne, sunt duc și viață, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus îi învăța pe discipolii săi zicând, să nu socotiți că am venit să desființez legea sau profeții. Nu am venit să desființez, dar să împlinesc. Căci, adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul și pământul, nicio iotă și nicio linioară nu va trece din lege până ce nu se vor împlini toate. Așadar, cel care va încălca una dintre aceste porunci mai mici și va învăța astfel pe oameni, va fi numit cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar dacă cineva le va împlini și va învăța astfel, acesta va fi numit mare în împărăția cerurilor. Cuvântul Domnului. Cu cerce Părinte, iubiți credincioși, dacă ați văzut filmul Iisus din Nazaret, care s-a rulat mult timp și mai rulează încă, și cred că nu prea sunt creștin care să nu-l fi văzut, la un moment dat, în film, apare așa o scenă în care, la întâlnirea lui Iisus cu Simon din Cirene, Iisus și cu Simon își dau mâna, umăr peste umăr, având la mijloc crucea. Este o scenă foarte interesantă, găsită frumos de regizor. Da, în seara aceasta și la stațiunea a cincea, de fapt avem câteva elemente de bază care se întâlnesc perfect între ele. Iisus, crucea și omul. Nici una dintre acestea nu poate lipsi. Dacă ar lipsi una din ele, n-ar mai fi stațiunea a cincea. Omul. Simon din Cirene. Nu s-a mai vorbit niciodată în Evanghelie până la stațiunea a cincea și nici după aceea. Nu știm multe despre el. Însă, ceea ce știm este impresionant. Un om de la câmp, un om cu ocupații, un om care are grijă să muncească, un om robust, bănuiesc, dacă vine de la câmp, nu era un om care nu poate munci. Un om pe drum, mergând. Un om care se întâlnește cu Domnul, din întâmplare, probabil. Dacă ne gândim din punct de vedere al convertirii sale, putem spune că e providențial. Dar, la prima vedere, este din întâmplare. Un om, nu știm de unde vine, Cirene, nimeni nu știe unde este. Spun toate aceste lucruri pentru că și noi putem fi exact la fel, un Simon din Cirene. Un om muncitor, un om pe drum toată ziua, un om care venim dintr-un loc, dar locul acela a rămas departe, pentru că de obicei, cred că aproape toți din biserică ne-am strămutat locul nostru de naștere.
Un om care din întâmplare, spunem la prima vedere, ne-am întâlnit cu Domnul odată și care la un moment dat, iată, intrăm într-un joc, într-un joc al credinței, într-un joc al întâlnirii cu Dumnezeu. Stațiunea a cincea este, de fapt, punctul de întâlnire a două drumuri. Unul care trece, vine dinspre câmp și pleacă spre poarta Damascului, un drum lung, 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 și care se devine perpendicular cu un urcuș. Și la stațiunea a cincea e interesant lucrul acesta. Începe urcușul. Până aici n-am urcat deloc. Abia acum începe urcușul. De aceea era nevoie de o mână de om, era nevoie de un voluntar, era nevoie de cineva care să mai pună mâna pe crucea aceea, care era greu de dus. Iisus deja căzuse odată, era epuizat. E ideea soldaților, să oprească un om, pune mâna pe cruce. Credeți că a pus din prima? Evanghelistul este foarte clar, n-a vrut să o ducă din prima. El avea treburile lui, avea interesele lui, trebuia să ajungă acasă, poate îl așteptau copiii, venea sărbătoare, nu? Și pentru el era Paștele. Era grăbit, nu? Logic. Nu vrea să pună, n-are el treabă cu toți muritorii de pe drum. Trebuie să ajungă acasă. Era vineri după amiază. Soldații îl forțează. E interesant câteodată, oamenii în drumul lor de credință sunt forțați. Ba, sunt părinții câteodată sunt acuzați după noile reglementări mondiale că părinții să nu-și bruscheze copiii în ceea ce privește credința. Ba, iată, în cazul Simon din Cirene, este obligat, forțat, pune mâna aici. Îl obligă soldații. Și din acest moment, iată, când se uită de grabă, când se ascultă de soldați, când omul acesta face, uite așa, pe cruce, intervine schimbare, excepțională schimbare. Simon din Cirene, după cum spune Evanghelia, se schimbă. Se schimbă când? Când vede sânge, când vede cruce, când stă sub cruce și când mai pune, uite așa, îl atinge pe Iisus. Interesantă, întâlnirea cu Domnul, atingerea Domnului schimbă. Nu poți să rămâi asemenea, același. Nu poți să rămâi neschimbați. Aș vrea aici să aducem discuția dumneavoastră, sigur că doar vrem toți, și eu și dumneavoastră, vrem să facem niște salturi de credință, de convertire. Dumneavoastră v-ați schimba vreodată? Adică, v-ați pus problema așa, oare eu sunt suficient de creștin? Sau, altfel pus întrebarea, nu sunteți mulțumiți de credința dumneavoastră? Dacă suntem autosuficienți, spune, oh, eu sunt mai bun ca alții, cum am auzit de multe ori, eu sunt mai bun ca alții de 100 de ori. Dacă mă gândesc câți atei sunt în jurul meu, dacă mă gândesc câți creștini cu numele sunt în jurul meu, eu încă merg la biserică, înseamnă că eu sunt mai bun de 100 de ori. S-ar putea, eu nu neg lucrul acesta, dar s-ar putea și altfel. Să cădem într-un fel de autosuficiență care nu mai admite nicio schimbare, o îmbunătățire. Și cred că mulți, nu dau procente, dar foarte, mai mult de jumătate din creștini, rămân într-un fel de, uite așa, mergem cu toată lumea într-o inerție a drumului. Mergem, ne rezolvăm problemele, ne așteaptă acasă, sunt obosiți, uite așa, merg într-o inerție de credință. Stațiunea a cincea pe mine mă provoacă foarte mult. Omul acesta se schimbă când ajunge să pună mâna pe cruce. La contactul cu Iisus, dacă noi am ajuns la un contact, pentru că s-ar putea să fim creștini care încă n-am ajuns la contactul cu Iisus. Sunt mulți creștini care încă n-au ajuns la contact cu Iisus. Dacă ajungem la un contact în acesta, nu mai putem rămâne la fel. Și în privința aceasta, eu sunt fascinat, totdeauna am fost de când sunt seminarist, m-au fascinat oamenii care știu să se schimbe. Oamenii care se convertesc. Oamenii care își schimbă viața, de exemplu. Fie au fost foarte păcătoși și s-au ridicat. M-a fascinat, de exemplu, Sfântul Augustin, care dintr-un mare păcătos devine mare sfânt. M-a fascinat Sfântul Apostol Paul, care nu am să-l înțeleg niciodată, dintr-un persecutor devine mare sfânt. Și mai recent am un sfânt la care țin foarte mult, un fericit de fapt,
se cheamă Bartolo Longo. Cei care am fost sau care ați fost la Pompei, vă amintiți de acest sfânt care este la baza sanctuarului din Pompei. Un om simplu la prima vedere, un profesor, după aceea devine avocat. A avut el ceva credință, dar când ajunge la oraș, se ia cu cei răi și cu colegii care erau la modă și atunci probabil ateismul era la modă, materialismul. Ba mai mult, acest Bartolo Longo ajunge până acolo încât să cocheteze cu spiritismul, cu satanismul. A avut ceva din acestea. Până într-o zi, când într-adevăr îi se ivește și în viața lui crucea, apare crucea și din cauza suferinței, datorită suferințelor, datorită unei persoane pe care o întâlnește, o călugăriță care îi dă o icoană, acest Bartolo Longo va deveni un mare om al bisericii. Și spune el, când m-am întâlnit cu suferința în calea mea, atunci mi-am dat seama că Dumnezeu mă cheamă. Era calea de a mă chema, era și calea lui Simon din Cirene. Și am să închei cu o istorie recentă a unui om care la fel, și aș putea continua cu asemenea Simon din Cirene moderni, care într-adevăr când l-au întâlnit pe Hristos s-au schimbat totalmente, sunt o mulțime, mai aminteam eu în alte rânduri de André Frossard și așa mai departe, dar în seara aceasta vă aduc în față un alt exemplu care merită atenție. E vorba de Maurice Caillé, un medic ginecolog, nebotezat, materialist, un om care era pro-avort și anticatolic. S-a născut la Bordeaux în anul 1933. Era un iluminist, adică la modă. Să fii anticatolic, chiar s-a făcut o modă în Franța mult timp, mai domine încă. Intră chiar și în rândul masoneriei. La 15 ani, încă tânăr, dar dornic de să facă și el carieră, un carierist, este inițiat și cunoaște toate secretele lojilor. Ajunge la loja 18, foarte sus. Inițieri, rituri, jurăminte, favoruri pe care le primește, posibilități de a câștiga mai ușor un ban, diferite însărcinări politice și ale puterii. Devine mare maestru al logii din Rennes, undeva în Bretania, Franța, și face carieră în politică, devine membru din fruntea Partidului Socialist Francez. Mai mult decât atât, în vârful carierei politice și profesionale, ajunge să fie cel mai stimat om al timpului și al locului său. Însă, vine un moment. Soția sa, Claudia, se îmbolnăvește grav și nu știe ce să mai facă. Ținea mult la ea. Iată că toate favorurile sale parcă nu mai aveau nicio valoare. Când ajunge să vadă crucea de lângă el, să vadă pe soția sa bolnavă. Soția sa totuși hotărăște, ea mai avea un dram de credință, hotărăște să meargă într-un pelerinaj la Lourdes. Ea intră la piscină, dar el pe acolo se uita gură cască ce este prin prejur, în fine, stătea pe o piatră, s-a așezat acolo și se uita și el cum trece lumea pe la grotă. La un moment dat, era o liturghie acolo la grotă, n-am mai fost niciodată la o celebrare catolică, la o liturghie catolică, și așa era considerat în loja lor că este ceva depășit, o superstiție primitivă, dar la un moment dat preotul care celebra spune niște cuvinte: cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Cu aceste cuvinte, inima lui Maurice începe să bate mai tare. Ce se întâmpla cu el? Continuă mărturia sa. Eram raționalist, mason și ateu. Scrie în cartea pe care a tipărit-o recent. Nici nu eram botezat. Soția mea, Claudia, bolnavă la Lourdes. Și când am auzit aceste cuvinte, am avut un șoc, pentru că am simțit această frază care am mai auzit-o odată când eram copil.
Și din acel moment am început să mă gândesc, dar oare chiar există Dumnezeu? Doar de ce sunt eu aici? Doar ce-i cu mine acum? Ce se întâmplă cu mine? În tăcerea care a urmat, am simțit clar o voce care îmi spunea, bine, cere acum în fața grotei vindecarea Claudiei. Și instantaneu a fost auzit de Dumnezeu, am auzit că voi primi un dar. La sfârșitul liturghiei m-am dus în sacristie și am cerut imediat botezul de la preot. Sigur, preotul mi-a sfătuit, mi-a spus tot ce trebuie să fac, după aceea mi-a spus că trebuie să mă las de masonerie, ca astfel mă pot apropia de Dumnezeu. M-am dus la arhiepiscopul de Rennes, care mi-a început un itinerariu spiritual special. Din acel moment, Maurice Caillet a lăsat masoneria și a început un itinerar de convertire și purificare. Entuziasmul pentru credință i-a fost dat în momentul când s-a întâlnit cu suferința. În cartea pe care a scris-o, descrie foarte clar detaliile în care el devine pur și simplu un alt Simon din Cirene. Iubiți credincioși, avem o icoană, avem un om în fața noastră, pe Simon din Cirene. Și avem mii și mii de Simon din Cirene care la atingerea crucii s-au convertit. Dar noi înșine însă putem fi un Simon din Cirene. Iisus are și azi o cruce. O cruce a suferințelor oamenilor, o cruce a războiului între oameni, o cruce a neînțelegerilor între oameni, o cruce în care biserica și creștinismul parcă sunt destul de bombardate. Să ne facem și noi Simon din Cirene, care știm să ajutăm pe Iisus să-și ducă crucea modernă, să facem o mângâiere a păcii, o mângâiere a bunei înțelegeri, o mângâiere a milei, o mângâiere a creștinismului de astăzi. Și să închei să vă spun de ce am zis acest lucru. La San Giovanni Rotondo este o cale a crucii, sus frumos, care urcă pe deal și e foarte interesant, la stațiunea 5-a, în locul lui Simon din Cirene, este Padre Pio. Un om, un călugăr, care a devenit un Simon din Cirene pentru contemporanii săi. Dacă am face o cale a crucii la noi acasă, am putea să ne punem foarte bine fotografia noastră în locul lui Simon din Cirene și cu siguranță ar fi o cale a crucii adevărată. Ce mai urmează? Doar să ne convertim și noi după ce punem poza acolo. Lăudați să fie Iisus Hristos! Fraților preiubiți, să ne rugăm lui Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu, care voiește ca toți oamenii să se întoarcă și să aibă viață. Doamne Iisuse Hristoase, calea, adevărul și viața, sfințește biserica Ta în aceste zile de har și pregătește-o pentru a sărbători cum se cuvine Sfintele Paști. Atrage inimile noastre prin harul Tău la rugăciune, pocăință și convertire. Călăuzește la credință pe toți cei care au început să cunoască învățătura Ta. Aprinde și noi o adevărată iubire față de prieteni, dar și de dușmani. Dăruiește-le celor care au murit cu speranța învierii, harul să se împărtășească de viața Ta dumnezeiască în glorie. Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, nu privi la păcatele noastre, ci la jertfa de ispășire a Fiului Tău, ai milă de noi și ne iartă prin Hristos, Domnul nostru.